De pe 15 februarie intră în vigoare noul cod de procedură civilă. Acesta cuprinde câteva modificări, printre care cele legate de licitațiile cu proprietăți executate silit sau sechestrul asupra bunurilor datornicilor. Potrivit noului cod, poliția rutieră poate confisca actele unei mașini dacă șoferul este datornic. Documentele oficiale vor fi predate unui executor judecătoresc împreună cu mașina. Oamenii legii vor întocmi un proces verbal în care se va face și o descriere sumară a autoturismului, care va fi predat împreună cu actele executorului. Șoferul va primi și el o copie a acestor documente. Cu toate acestea, mașina oprită în trafic nu va ajunge în curtea poliției rutiere. Iată ce cred sucevenii despre noua modalitate de recuperare a datoriilor de la cetățeni. Nu cred că mi se pare corect. Fiecare dacă are datorii și plătește și nu văd nici poliția s-ar implica în așa ceva. Eu una, dacă am datorii, merg și le plătesc singură, nu trebuie să vină poliția nici la ușă, nici să-mi ia actele sau ceva de genul ăsta. Nu mi se pare corect. Nu sunt de acord. De ce? Părerea mea este că există mai multe modalități să iei actele nedreptate. Eu așa cred. Nu știu cum altcineva. Părerea mea este. Da. De ce nu? Fică așa cred că e impus prin lege. Credeți că asta i-ar face pe șoferi sau pe cetățeni în general să-și plătească datoriile? Nu cred. N-aș crede. Aș face tot posibil să-mi recuperești actele, să-mi plătești și datoriile. Depinde de situație. Nu cred. Să confiști actele? În primul rând nu cunosc legislația în așa și nu știu exact. Chiar de nu știu, exemplu, să vă spun la întrebare. Dacă aș avea... De exemplu, dacă dumneavoastră, cineva v-ar confisca actele, v-ați plăti datoriile? Nu. Păi datoriile sunt datorii, actele sunt acte. Sunt două chestii total diferite și nu are nicio treabă, nimic. Actele cu datoriile și cu banii și cu de-astea. Actele sunt personale, mă reprezintă viața mea. Datoriile le plătesc. Mă rog, ajung la închisoare, dar le plătesc, nu? În niciun caz.